Din cuvântul lui Dumnezeu slujește fratele nostru Adi Cost, Dumnezeu să te binecuvinteze Adi, ungerea Duhului Sfânt fie peste tine, iar mesajul care Duhului Dumnezeu l-a așezat în inima ta să-l transmiți, iar inimile noastre fie pregătite de Duhul Domnului. Amin. Amin, amin. Dragilor, dacă nu-i prea greu, haideți să ne ridicăm un pic. spune Iisus într-una din Evanghelii când vă rugați să nu tot bolborosiți o grămadă de cuvinte că Domnul știe bine ce aveți trebuință și El știe că în clipele acestea are eu am nevoie să-mi dea Domnul Har să vă pot transmite ceva iar voi aveți de nevoie de niște urechi desfundate și de niște inimi gata să împlinească. Amin? Mesajul care l-am în dimineața aceasta e despre Tatăl Ceresc. Și am găsit cel mai oportun să spunem împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi nispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Citești un cuvânt, rămâneți așa, azi e ziua psalmilor, 146, mă duc de la versetul 6 în jos, câteva versete, El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Ajută ne ajută-ne! Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sfânta Trăime Cluj, Dumnezeul tău, Sioane, scrie aici, rămâne din viac în viac lăudați pe Domnul, haleluia, vă rog respectos să vă reașezați. Dragilor, în urmă cu ceva timp în care ne urmăriți, mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre David și a fost acolo un mesaj că el e după inima lui Dumnezeu, Apoi, mai în urmă cu ceva săptămâni de zile, vorbeam despre Petru. Vă amintiți aspectul la unde s-a lepădat de Hristos, dar Hristos l-a restaurat și -a pe ce a lucrat Dumnezeu cu Petru și mă cercetam, mă gândeam, Doamne, ce mesaj să duc eu Bisericii Sfânta Trăime și celor care suntem aici la părtășie în dimineața aceasta și am simțit așa, vorbește despre Dumnezeu, și un subiect așa de adânc să vorbești despre Dumnezeu, pentru că pe el nu-l poți cuprinde nici într-o oră, nici în două, nici în, nici în, în toată veșnicia, nu-l poți include, pentru că el e ceva foarte, foarte vast. Și vreau în dimineața aceasta să mă opresc la uh, acele title. Deja uh, la proiecție se vede, ei, Eloah. Știți, Dumnezeu în scripturi are mai multe nume, mai ales din, uh, din Vechiul Testament, și vreau în dimineața aceasta să ne uităm la ele, dar. Uh, Aș vrea să facem în așa fel să, le, să ne uităm la ele și să învățăm din fiecare câte ceva. Sunt foarte multe și vreau din fiecare să învățăm ceva și să vedem oare ce și putem să luăm așa lângă sufletul nostru pentru noi. Ei, Eloah, acum încă o treabă, Pronunțiile, da? Eu am să le pun acolo. Cuvinte astea sunt foarte multe din ebraică, din greacă, de unde îs. Acum, pronunția noi o putem face ca și uh, cu dialectul nostru de limba română, să le citim E-Eloah uh, cu dialect românesc. Uh, David o să-l citească altfel. Simțiți-vă liber să citiți și să pronunțați cum vreți. Important e să mergem acasă cu ceva, cu, cu însemnătatea acestor nume al lui Dumnezeu Sfânt în vecii vecilor. E-Eloah înseamnă Dumnezeul Măreț, Tare remarcat și am să folosesc și câteva versete ca să să adâncim, să vedem de unde au venit fiecare. Genesa 17:1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i-s-a arătat și a zis: Eu sunt Dumnezeul cel puternic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Isaia 9:6, un verset bine cunoscut de noi, mai ales în perioada sfârșitului de an, când mergem și cântăm vestea asta bună a nașterii Domnului, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnia va fi pe umărul lui. Aici aveți grijă, atenție, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al păcii, îl vor numi minunat. Îl vor numi Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Aici, în acest uh, ei Eloah, ne uităm la câteva din caracteristicile lui Dumnezeu. Una din ele e vorba de putere, așa cum este în Isaia 1.24, 24, de aceea iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Și versetul continuă, o altă caracteristică, integritatea lui Dumnezeu, numeri 23, 19. Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Vedeți, integritatea lui Dumnezeu, o altă este gelozia și gelozia lui Dumnezeu e singura gelozie bună. De Deutonorom 5.9 Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Care pedepsesc, fără de legea părinților, în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. O altă caracteristică, în durarea. Nimia 931. Dar în marea ta în durare, nu i-ai nimicit. Și nu i-ai părăsit, căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător, slavă Domnului, care e îndurător și cu noi. Dar ideea de bază aici, în Ei Eloah, este tăria. Așa că poți să fii liniștit, dragul meu, ca aparții unui Dumnezeu puternic, ei Eloah. Mergem la altul, Elohim, Dumnezeul creator puternic și tare. Și vine, dacă ne uităm în Geneza 17:7, voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Aceasta va fi acesta va fi un legământ veșnic și puterea, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Ieremia 31, 33 Și iată legământul pe care îl voi face cu casa ta, casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Amin. Să le adunăm astea pentru noi, pentru sufletele noastre. Vedeți aici forma plurală a lui Eloah care găzduiește de fapt doctrina Trinității, da, Sfânta Trăime. Din prima propoziție a Bibliei vedem natura superlativă a puterii lui Dumnezeu, e evident, odată ce Dumnezeu aduce prin rostirea cuvântului lumea și ea ființă, da? Țineți minte, Genesa 1.1, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ne lăsăm, dragilor, cu toți abandonați în brațele acestui Dumnezeu Lohim, creator puternic și tare, amin? Doamne ajută-ne, Doamne de netuizbând, un altul este El Shaddai, Cred că de multe ori ați auzit lucrul acesta, El Shaddai, El Shaddai, sunt și niște cântări frumoase cu, cu versurile acestea. Dumnezeul a tot puternic, dar aici mi-este ceva interesant în El Shaddai, puternicul lui Iacov. Hai să ne uităm la Genesa 49-24. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Și a ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. În Psalmul 132, 2, scrie așa de frumos, adu aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în coltul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Aleluia! vorbește despre puterea suprema lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. El Shaddai, Dumnezeu puternicului Iacov. De ce să nu spui azi Dumnezeu puternicul meu? Dumnezeu puternicului Filip, Dumnezeu puternicului Darius, Dumnezeu puternicului Ica, Dumnezeu puternicului Dinu. Ori de câte ori noi citim din cuvânt, trebuie să luăm pentru noi pentru că de ani a lăsat Domnul cuvântul acesta deja de mii de ani de zile luăm și învățăm în fiecare zi din el. Mergem mai departe, dragilor, la Adonai, cred că și cuvântul acesta l-ați auzit așa de des, care înseamnă Domnul. Genesa 15, 2, acolo la Avram, Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi voi da? ce deci era bătrân deja, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. În judecătorii, la 6 de data aceasta Gedeon le-a zis, rogu-te Domnul meu cu ce să izbăvesc pe Israel iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Vedem aici ceva interesant, Adonai este folosit de fapt în locul, în locul cuvântului Iafe, care evreii credeau că e prea sacru să fie rostit de oamenii păcătoși în Vechiul Testament, Iaue e folosit mai ales în relația poporului evreu, poporului său. În vreme în ce Adonai e folosit mai mult de, de, relația cu neamurile. Adonai e domnul vieții tale, de ce să te temi? Nu te teme de nimic, spune un Adonai în dimineața aceasta. Mergem mai departe la cele trei Iah, Iaue, Jehova, cum spun martorii, care înseamnă tot domnul. Deutonorom 6.4 Ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn, Daniel 9.14 De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi Căci Domnul Dumnezeul nostru este drept și toate lucrurile pe care le-a făcut Dar noi n-am ascultat glasul lui Stric vorbind singurul nume potrivit pentru Dumnezeu este acesta. Descoperirea numelui cea mai întâi dată lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Țineți minte, Exodul 3.14, Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt și a adăugat: Vei răspunde copiilor lui Israel astfel cel ce se numește eu sunt. Mă trimis la voi. Acest nume specifică o apropiere, o prezență. Iaue este prezent, accesibil, aproape de cei care strigă la el pentru scăpare. Psalm 107:13. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și el i-a izbăvit din necazurile lor iertare. Psalmul 25, 14. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este și călăuzire. Salmul 31, 3, că și tu ești stânca mea, cetățuia mea și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Haleluia! El este Domnul tău, te scapă, El te iartă, El te călăuzește, Fii pe pace, dragul meu. Haleluia! Mergem mai departe, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă și să știm dimineața aceasta că Domnul va purta de grijă, Domnul va purta de grijă, Domnul va purta de grijă. Aleluia! Genesa 22, 14 Avram a pus locului aceluia în numele Domnul va purta de grijă, de aceea se zice și ea scrie acolo la muntele unde Domnul va purta de grijă și știți de ce, nu? Era Avram într-o situație așa de grea, se ducea la altar și trebuia să-l aducă pe singurul lui fiu ca jerfă, pentru că asta i-a cerut Dumnezeu și a spus, Doamne, nimic nu mai face sens, toate se năruie, dar știi ce? așa cum ai călăuzit până în clipa asta, fac și pasul acesta, că tu le știi pe toate mai bine și atunci el a purtat de grijă și a spus stop, nu fă vreun rău micuțului, ia berbecul care, care este acolo. Dragul meu, a dus amintele de zile când te rugai pentru ce ai astăzi. Mai ții minte? Ani, lunile, zilele, când te rugai pentru ce ai chiar în ziua de astăzi. El cu adevărat va purta de grijă. Merge mai departe, Jehova Rafa. Câți avem nevoie de vindecare în ziua aceasta? Sunt câțiva? Ori cel puțin în casa voastră eu am nevoie de o vindecare, fiului meu și când vă amintiți de noi, rugați-vă pentru fiul nostru. Jehova, Rafa, rostim peste noi toți care avem nevoie de vindecare și de multe ori nu e așa de mult trupul, că atâta, atâta, atâta suntem de legați de, de țărână aceasta, de trupul acesta muritor, Dacă e vorba despre suflet, ca Domnul să ne vindece sufletele ca Duhul Sfânt cu adevărat să poată locui în templele acestea care le-a lăsat El, Domnul, care vinde că eu sunt Jehova care te vindecă, atât în trup cât și în suflet, în trup prin păzirea de boli și prin vindecare în suflet, prin iertarea nelegiuirilor, Doamne iartă-ne și sfințește-ne și în ziua aceasta vreau să citesc de la Exodul 15:26 El a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Oare ce ați reținut din versetul acesta? Știți ce e cel mai important să rețineți din versetul acesta? Cele patru dacă. Vezi, așa de mult citim noi Scriptura și. După aia începem să plângem, să spunem, Doamne, dar ai promis aici, ai promis în Luca, ai promis în Isaia, ai promis în Ieremia pentru mine. Dar așa că acolo unde sunt cuvintele alea dacă, nici măcar, nu, nici măcar nu ne oprim să înțelegem ce, ce înseamnă acest dacă. Și în acest dacă e inclusă condiția. Și trecem peste condiție și așteptăm doar să primim. Dar Dumnezeu zice clar, dacă, 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 Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne tutărie. Doamne, vindecă-ne Tu. Merge mai departe, Jehova, Nisi. Domnul steagul nostru, ajută-ne să ducem un steag de biruință și noi. Aici la Cluj, Exodul 15, 26, el a zis, dacă vei, iarăi dacă, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncele Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care te -am, i a lovit pe egipteni. Aleluia, Doamne, dă-ne Tu biruință, ridicați un steag de biruință în casa și în familia noastră, în familia fiecăruia din noi, Jehova M. Kadesh. Pronunțați-l cum vreți voi. Cum spuneam de la început, Iehova MKD și înseamnă așa de frumos Dumnezeu care sfințește. Numai prin sângele lui putem fi sfințiți. Leviticul 28, 8, să mergem un pic la în vechime. Să păziți legile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ezechiel 37, 28 și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Dumnezeu face clar faptul că numai El, nu legea, își poate curăți poporul și îi poate face sfinți. Doamne, sfințește pe toți în ziua aceasta, te rugăm. Cere sfințirea azi pentru viața ta, viața ta Jehova, M. Kadeș, poate, haleluia, sfințește-ne Tu, Doamne. merge mai departe, Jehova, Sikendu. Că nu. Domnul neprihănirea noastră, Ieremia 33, 16. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi. Domnul neprihănirea noastră. Ca și în cazul lui Jehova M. Kadesh, numai Dumnezeu e Cel care asigură omului neprihănirea în mod suprem în persoana Fiului Său Isus Hristos, care a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. În 2 Corinteni 5.21 spune așa de frumos, pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, Isus Hristos, Mântuitorul nostru, mulțumim că ne faci părtași la această neprihănire toată gloria să fie a lui Jehova, Shalom. Deja știm ce înseamnă Shalom, că așa, așa, saluta Iisus Hristos, ucenicii cu Shalom. Dumnezeu, pacea noastră. Judecător 6.24, Gedeon a zidit acolo un altar și a pus numele Domnul Păcii. Numele dat de Gedeon altarului pe care l-a construit după ce Îngerul Domnului i-a asigurat că nu va muri așa cum credea că se va întâmpla după ce l-a văzut. Haleluia! Filipeni 4,7 Luăm asta așa pentru noi în legătură cu pacea și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos, Iisus, amin, Doamne, dă-ne pacea ta și dă așa cum o dai tu, nu cum o da lumea și mai spune un alt verset că pacea lui întrece orice pricepere. Mergem la Jehova Elohim, Domnul Dumnezeu. Vedem aici, apare în formula aceasta de două ori în versetul din Genesa 2.5 în ziua, când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel pe câmp, nici o iarbă pe câmp, nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Psalmul 59, 5. Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoată-ne și textul continuă acolo. Vedem e o combinație între numele unic al lui Dumnezeu, Jehova, și termenul generic Domnul, semnificând faptul că e Domnul Domnilor. Haleluia, Domnul Domnilor. Acum unul foarte frumos, care îl găsim în psalmul 23,1, 1. Jehova Rohi, Domnul păstorul nostru, după ce David a avut o, o perioadă faină de timp la, la oiți acolo și a învățat toată, toată uh, relația asta între păstor și oi și a dat seama, mă exact asta face Dumnezeu cu noi, cum mă relatez eu la animăluțele astea și le îngrijesc și mă îngrijesc de ele și mă ascultă. Exact lucrul ăla mi-l dă ca pildă Dumnezeu și de aia el a spus Jehova Rohi, Domnul păstorul meu, Psalmul 23, 1, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic și restul, cred că îl știți pe de rost. Spune și tu Domnului tău, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mergem la Jehova Shamah, Domnul este acolo. Și aici e vorba de Ezechiel 48, E o citire mai lungă și nu o citesc toată. Între versetele 30 și 35 vorbește despre toate detaliile cetății, că acolo a fost uh, uh, o lui Dumnezeu și veți înțelege din versetul 35 de jur prejurul cetății, 18.000 de coți și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. De acolo vine Jehova Shamah. Nu mi-a Ierusalimului și templului de acolo atunci. Dar ce har este pentru noi aici, ascultați ceva. 1 Corinten, 9, 1 Corinten 6, 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Aici este templul în zilele noastre după Hristos. Nu și-a mai găsit Domnul plăcere să fie între ziduri și între, între anumite temple și cetăți ridicate de mână omenească. L-a trimis pe Isus Hristos, s-a făcut restaurarea, s-a făcut iertarea, ridicarea păcatelor noastre, iertarea lor și restaurarea relației omului, Adamului, între noi și Dumnezeu. avem pe Isus Hristos ca mijlocitori și vestea bună e că suntem templele lui, dar totul sunt mai multe dacă, 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 da? să fim și noi, să ne facem și noi părțile noastre și să luăm aminte la cuvântul lui. Doamne, te rugăm, fă un adevărat shamah prin Duhul Tău cel Sfânt locuiește Tu în noi, amin? Jehova Savaot, Domnul Oștirilor, Isaia 1, 24, de aceea Iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor puternicul lui Israel, ah, voi cere socotală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrășmașii mei. De acolo vine Jehova Savao și în psalmul 46, 7, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Dacă ne uităm adânc ce înseamnă așa oștiri, nu ne duce mintea repede la o armată mare ceva, am găsit un pic o sănătate mai adâncă. O știri înseamnă mulțimi, atât de îngeri cât și de oameni, deci mulțimi. El este domnul oștirilor cerești și al locuitorilor pământului, al evreilor, dar și a neamurilor, al celor bogați, dar și a celor săraci, al stăpânilor, al sclavilor. Numele exprimă mărăția, puterea și autoritatea lui Dumnezeu și arată faptul că El este în stare să împlinească ceea ce hotărăște și să facă. Amin? Așa că dacă El este Domnul oștirilor, fi liniștit că e sub cea mai bună protecție posibilă. Amin? El este Domnul oștirilor. El, Elion, cel preanalt, Deuteronom 32,8 când cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor, când a desprins pe copii oamenilor, a pus hotare popoarelor după numărul copilor lui Israel. E derivat din rădăcina ebraică pentru a crește sau a urca. Așa că implică un lucru care este cel mai înalt. El, Ilion, denotă înălțare și vorbește despre dreptul absolut de a domni. Fie slăvit Dumnezeul nostru preanalt, amin. El roi, Dumnezeul care vede. Genesa 16, 13. I-a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeu care mă vede. Căci a zis ea cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Numele atribuit lui Dumnezeu de către agar care era singură și disperată în pustiu, după ce fusese alungată de Sara și citiți acasă Genesa, de la 16, Genesa 16, de la 1 la 14, când Agar l-a întâlnit pe Îngerul Domnului și și-a dat seama că îl văzuse chiar pe Dumnezeu, și-a dat seama că El Roi a văzut-o în suferința ei și a depus mărturie că El Roi este un Dumnezeu care e viu și care vede totul. Doamne, Tu toate le vezi, ne pătrun și pe noi ca pe o carte deschisă. Amin? Te vede Dumnezeu? Te vede, mă vede și te vede și le cunoaște pe toate. El Olam, El Olam, Dumnezeul veșnic. Psalmul 19, 1, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să fie, să se fi născut munții, și înainte ca să fii făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în sărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor. Ce mare Dumnezeu avem, El am. Natura lui Dumnezeu e una fără început, fără sfârșit, liberă de orice constrângere a timpului și cuprinde în sine însuși cauza timpului. Din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. El e veșnic, a lui să fie slava în vecii vecilor. Mergem la El Gibor, Dumnezeu tare. În parte este la fel ca Elohim, Dumnezeul, Creatorul, Creator puternic și tare. Ne uităm la El Gibor, Dumnezeu tare, iar revin la Isaia 9, 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat domnia, va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Numele care îl descrie pe Mesia Hristos Iisus în această porțiune profetică din Isaia, ca un războinic puternic și tare, Mesia Dumnezeul tare, îl va nimici pe vrăjmașul lui Dumnezeu și va domni ca un sceptru de fier. A lui să fie slava în vecii vecilor. Mai este un verset așa de frumos în în Apocalipsa 19-15, acolo un pasaj lung și frumos adânc cu multe lucruri, dar vorbește acum de o făptură, din gura lui ieșa o sabie scuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascului vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. E adânc acolo, apocalipsa -i... Foarte adâncă și frumoasă. Spunea fratele nostru Filip la studiu de seară, care l-aveam aici câteva săptămâni mai în urmă, de faptul că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu milos, El este și un Dumnezeu bun. El e un Dumnezeu gelos, cum spunea mai devreme, El ne corectează. Vreau să ne mai uităm la ceva versete în Evrei 4, 12, că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ăsta e Dumnezeu de care vorbim și a Lui să fie slava în vecii vecilor. Avem în El speranță de restaurare și iertare, ne uităm la romani, 11, 23 și chiar ei, dacă, iar avem un dacă, și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, și Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși dacă ești în dimineața aceasta la Sfânta Trăime și încă inima ta nu e acolo în Dumnezeu. Ia versetul ăsta pentru tine și întoarce-te la Dumnezeu. Romani 11, 33, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunsă sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui, fie numele Domnului Sfântului Israel și Sfântul nostru mult, mult binecuvântat. Vreau să te îmbărbătez în ziua aceasta, deoarece El este tare din învins, El este în mod de plin sincer. El este în mod etern neschimbat, El este în mod moral îndurător, El dispune de autoritate imperială, El este imparțial milos, El este salvatorul păcătosului, El este piesa culturală a civilizației, El nu are nevoie de ajutor, El nu poate fi în confuzie, el nu are nevoie de tine, și nu are nevoie de mine. El poate sta singur în prezența propriei sale persoane. El este spirit. El este unic. El este fără egal. El este suprem. El este neprecedat. El este precedent. El este suprem. El este promenient. El este cea mai măreață idee în literatură și artă. El este cea mai înaltă personalitate în filozofie. El este rezolvarea problemei în societate. El este superlativul la tot ce este bun. El oferă tărie celui slab, este la dispoziția celui împurcat și scălit. El te vede, te înțelege și te protejează. El te călăuzește, el vindecă bolnavii, ei curăță pe cei necurați. El iartă păcătoșii, el achită datornicii. El liberează captivii, El apără pe cei vulnerabili, El liberează tinerii, El respectă vârstnicii, El răspătește pe cei harnici, El este cheia cunoașterii, El este șoapta înțelepciunii, El este revelația maximă, El este marele preot, El este jerfa perfectă. El este ușa spre eliberare, El este cărarea spre pace, El este calea spre dreptate. El este drumul spre sfințire, El este de poarta spre glorie, El este maestrul celor măreți, campionul campionilor, eroul eroilor, El este generalul cucerătorilor, El este proprietarul bogaților, El este liderul influențatorilor, El este guvernatorul guvernatorilor, El este prințul prinților, regele regilor, domnul domnilor, Autoritatea sa este absolută, promisiunile sale sunt sigure, viața sa este perfectă, bunătatea sa necândită, îndurarea sa eternă. Dragostea sa este necondiționată, cuvântul său este suficient, harul său este de ajuns, domnia sa este dreaptă, jugul său este bun, iar sarcina lui este ușoară. Aș fi dorit de a-l descrie, dar el este de nedescris, deoarece El este de neînțeles, El este irezistibil, El este dincolo de aria imaginației umane și dincolo de orice așteptare și niciodată El nu poate fi surprins, El niciodată nu te părăsește, nu poți să nu te gândești la El, nu poți să te lepăda de El, pentru că nu poți trăi fără El. Martorii falși nu l-au putut acuza, Pilat nu l-a putut judeca, Irod nu l-a putut omorâ, moartea nu l-a putut ține și gravitația lui, acel mormânt întunecos, nu l-a putut poseda. Nu există nimeni înainte de el, nimeni nu va fi după el, nu are predecesor, nu va avea succesor, nu poți să-l învinui și niciodată nu va demisiona. El se întoarce în glorie vine ca autoritate absolută, este judecătorul final și răsplătitorul etern. Numele Lui este Isus Hristos, Domnul nostru, Salvatorul omenirii, Mesia, Jehova, Emanuel, Dumnezeu tare, Alfa și Omega. Puneți încrederea în El. Haideți, dragilor, să stăm în picioare și să ne punem încrederea noastră în Dumnezeul cerurilor și al pământului, și al celor vii. Și să-i mulțumim că ne-a răscumpărat, ne rugăm așa cum stăm. Doamne, Tată, te cinstim pentru măreția Ta, Doamne. Îți mulțumim când ești un Dumnezeu viu. Îți mulțumim, Doamne, că ți-ai dat viața pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai așa de multe nume.